Superliga Universitatea Craiova, Rapid, duminică, ora 20:15, Digi Sport 1. Superliga FCSB, Craiova 1948, duminică, ora 22:30, Digi Sport 1. Promisiunea lui Joan Laporte pentru Lionel Messi: asta nu va fi ușor, dar putem reuși. Joan Laporta, președintele Barcelonei, a spus că vara trecută a trebuit să se predea cel mai bun jucător din istoria Barcelonei, Lionel Messi, pentru a salva clubul, dar a fost hotărât să aducă Argentina în trupa catalană. Oficialul trupei Blaugrana a dorit să ofere vedetei argentiniene să se încheie în Barcelona T, Shirt, trupa pe care a scris o istorie. Fac ceea ce trebuie să fac și pun clubul în fața celor mai buni jucători din istorie. Am cunoscut Ope Messi de când era copil și îl iubesc pe Leo. Mă simt ca o datorie morală. Este cel mai bun jucător din clubul istoria și voi face tot posibilul să am cea mai frumoasă carieră în Barcelona T, Shirt. Vreau să le aduc înapoi. Acest lucru nu va fi ușor, dar cred că dacă avem o strategie bună, putem reuși. De mult timp plin de succes este liderul nostru. El este persoana care s-a bucurat de susținătorii noștri. Vom oferi totul lui Messi pentru a și încheia cariera la Barcelona, a spus Joan Laporta, potrivit Golului. Xavi speră să le vadă din nou pe Lionel Messi în Barcelona. La ultima conferință de presă, Xavi a fost întrebat din nou dacă vrea să purifice în Barcelona. Răspunsul tehnicianului a fost pozitiv, dar el a explicat că este imposibil pentru Messi să revină la culoarea Blaugrana în acest an. Îmi va plăcea aventura lui Messi din Barcelona, nu se va încheia. Cred că acest lucru este demn de a doua șansă, așa că sperăm. Dacă întrebarea este vrei să te întorci, răspunsul este pozitiv. Aceasta este o idee pe care clubul o are pentru viitor, dar nu pentru acest sezon, a spus Xavi, potrivit presei spaniole. Etichete Barcelona, PSG, Joan Laporte, Xavi, Lionel Messi, înapoi. Urmăriți News Digi Sport, roșii pe Google News.